Sunt sigur că alea se uită pe Hustler TV. Eu un băiat aici, cam am mergit, care tot timpul mă întreabă, de vreo două săptămâni, Dane, n-ai murit, bă? De cam am mergit de fiecare. Bă, să iau un tornat de ultim. Eu, ea zice, bă, nu știu ce o să fac eu, dacă o să mor sau nu o să mor, dar la continuu tot așa amețit. Apucă-te de alcool. Nu vreau să duc mai multe. Și nu duce dorul altul ăla, când moare sau când moare. Du-ți dorul tău. Se va aduce eu înseamnă, știi? Dar e cam amețit. Mâncăm șuncă de țară. Oh. Pe Hustler. Mamă. Încă-o cred că s-a îndrăgostit de mine. Eu știu cum mă cheamă. Deci, când îți face de un gadiu sau o gădică, cred că, vedeți, am zis că am înviat. De fapt, nu am înviat, nu am înviat. Cred că s-a îndrăgostit de mine. Nu știu. Copii bisex. Mă mă, mă lu ceau încă pe ce crie. Vă dai îmbrăca bine. Ai jacă de piele. Dar omul ia. Știi că am luat pe timpul singur? Nici o gagică n-am luat. Bă, fii atent. La mețeala ta, eu știu de la alții care era amintit, numai că era înțelept. Dar original. Îți moare jucăria în 3 ani de zile. Maxim. După botul. O berică mică. Nu da pe timp medicinal, ca bine că am zis atunci mai mult. Acum o dau iar pe botul care e. Am mai rău, ce-am bătrân? Dar n-ai murit, bă, n-ai murit! Nu am bătrân. S-ar putea cu să nu bătrânești. Doar te amețești, te amețești și după aia. După aia nu zic ce înseamnă după aia. E pe alte vreme acum. Dar nu știu dacă ai tu bani de amețeală. Pui curul la bătaie. Da, dacă te-ai îndrăgostit de mine. Nasol. Eu nu sunt ăla. Am cunoscut băieți care plăceau răsit. Nu mai creau băieți de băieți. Adică, ei, civilizați. Nu ca tine. Aia, am cunoscut și pe unul ca tine, era și cu studentii, acum de 20 ani, mă plimbam prin centru. Și ăla a venit la mine, era un pic cot atâta. Semna cu un concurs de-a mea care mi-a făcut gătica. O aveam frumare.
În planta și tineri, din jurătăți, majoritatea. În jacă de blugi, blugi și o cămașă. Că cam așa. Ăla când mi-a văzut cam așa, că cam așa, eu a crezut altceva. Mi-a văzut focii, în cap, a crezut altceva. Mi-a văzut fața tânără. A crezut altceva. Și vă n-ați dat ziul la copilă. Ce-i faci? De bine. Mă prim. Eu mă cel o băută. Ca tineri. Ce puteți să ocupi? Sunt student. Aaa, la studenți le place băieții? Păi fi da. Păi da. Să aveți ce gândiți. Mă, și ăla-i cu job are din gură. Cred că trăsese ceva care îi evita să mă coase. Tot ce vrea ca mamă, știi? Vrei să țuc pula? Eu, eu. Că la studenții le place să se strânge pula. Nu îmi place să vorbesc bine. Cam așa vorbim. I-am zis, bă, nu l-am, că nu ești femeia. Acum aș comprena, nu ești femeia sau ești fiară, ești bălitor. Dar cu doar și de poftă. Că eram cu mă, eram cu mă și cu mă. Acum sunt mai bolit. Nu îmi place, eu îmi place normal. Normal, da, misionar, atâta fac, atâta pot. Poziția de la misionar. Aceea, ăla, am fi o tolerare de fată. Nu, acum, da, pere. Adică când stă bărbatul deasupra femeie. Acum aș face o paranteză. Când tolerare de fată, când fata e răscrăcită. Și e cu picioarele în tavan. Și tu zici că pula mea faci fotări. Da, când e fata, dacă te pun să faci fotări, nu faci. Mai mult de 10 fotări ești terminat. Ce dacă stai cu pula în aer așa? Dacă te pui pe fată, mamă de nou, minute întregi. Călărești fata, după aia mai schimb poziția, că gâfui prea tare, dar gâfui și ajunge. Adică nu-mi place, mă. Nu vrei și să la... Ăla mi-a promis să-i răfut și în cur. Adică eu nu am. Nu vreau. Acum ar zice că dacă mai... Eu cum am prins viteza, am zis, mamă, ce bufona rură. Cam am și de aia, după. Au, mă rog, era mință ăla. Oamenii civilizați, oamenii și oameni, în toate condițiile sociale. Cum să te lăsi de fapt asta? Cu hărțuiala. Că nu merge nici bagajul, nici bagajul. Nu obțin nimic. Dacă cineva nu te place, îți dă seama din primele întâlniri. Nu obțin nimic, decât respingere. Dar cred că e ceva. O să continui, da? Ce să zic? Pe mine m-am mută. Tipul ăsta. It's a nice guy. So, he nice gay. Nice gay.